Amin. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Iată mesajul sărbătorii de astăzi, unul din cele câteva, ca să nu spun din cele 12 praznice împărătești, pentru că o parte sunt dedicate Mântuitorului Iisus Hristos, iar nașterea Maicii Domnului, adormirea, intrarea în biserică, întâmpinarea Domnului sunt praznice în care Maica Domnului, adică Pururea și Preasfânta Fecioară Maria, are etatea, cum se spune, în fața sărbătorii și, cum se spune, este personajul principal al praznicului. Iată, întâmpinarea Domnului este un praznic care a luat ființă odată cu zămislirea Mântuitorului la Buna Vestire, odată cu nașterea Lui la Crăciun, deci la nașterea Domnului pe 25, odată cu tăierea împrejur, deci botezul de 8 zile, și acum urmează ceea ce este rânduit și la noi în legea nouă, atât și în legea veche, deci curățirea mamei și a pruncului la 40 de zile, cum îi spunem noi, la moliftă. În legea veche era obișnuința că atunci când femeia se curăța, deci când femeia se curăța după nașterea pruncului, timp de 40 de zile, de toate durerile pântecului, de toate neputințele trupului, care erau în urma nașterii și era desăvârșit, curată, fără să mai aibă întinăciune, ea venea la biserică și aducea ori doi porumbei, ori doi pui de, deci ori două turturele, ori doi pui de porumbel. Deci simbolul curăției, simbolul smereniei și în același timp simbolul blândeței și a nevinovăției. Iată și Fecioara Maria, deși naște fără de durere. Și aici vreau să fiți foarte atenți și să nu greșiți vreodată. Deci ea nu intră la 40 de zile în templu pentru că avea nevoie de curățire. Era mai sfântă decât toți sfinții, mai curată decât razele soarelui și mai curată decât strălucirile soarelui, cum spune în Paraclis când cântăm noi, Fecioară mai înaltă decât cerurile și mai curată decât strălucirile soarelui. Deci avea întrânsa pe soarele Hristos sau pe soarele dreptății, avea întrânsa lumina cea Pururea viitoare pentru care nu încape umbră de schimbare. Avea întrânsa pe Dumnezeul cerului și al pământului, avea pe ziditorul celor văzute și nevăzute. Și acesta, atunci când s-a hotărât să ia chip de rob sau chip de om și să se sălășlească în pântecele ei, a ales calea naturală a nașterii, dar nu din fire, ci mai presus de fire. Adică, exact ceea ce comentează toți teologii Noului Testament și toți comentatorii Sfintelor Evangheliei, Fecioară în naștere, Fecioară înainte de naștere și Fecioară după naștere. Deci această revărsare a pruncului, deci această revărsare a pruncului sau această deșertare a pruncului din pântecele mamei în pântecele lumii, adică în brațele Fecioarei Maria Niesle, se face pe calea supranaturală a, dacă vreți, nu-i un cuvânt potrivit să spun, este ca o penetrare, este ca o trecere, deci este ca un abur sau, dacă vreți, ca un cuvânt care pot să-l izbesc dincolo de biserică și să lovesc cu el în ținta unde am de lovit, dar fără să ies din biserică. Deci cuvântul meu va trece prin zid. Exact așa trece Mântuitorul Hristos prin pântecele Fecioarei Maria, cum trece sufletul în om și iese și sufletul din om și în același timp cum soarele trece prin sticlă sau iese din sticlă, prin sticlă, lumina soarelui. La fel și Mântuitorul Iisus Hristos, deci intră și iese din Fecioara Maria fără să lase vreo știrbire sau vreo întinare sau, cum spune acolo, ai născut prunc fără de durere. Deci nu mai sunt nevoi, deci nu mai sunt existente și necesare acele dilatații natale și acele curățiri de resturi fetale, cum se face la femeia care naște obișnuit, ci Fecioara Maria se face scaun de heruvim și doar odihnește pe Dumnezeu cerului și al pământului, ascunzându-l, dacă vreți, ascunzându-l o vreme de fața oamenilor ca ei să nu moară. Pentru că pe Dumnezeu al vedea nu este cu putință oamenilor. Se înfricoșează, căutați spre El puterile îngerești. Dar pe Fecioara care a născut cuvântul întrupat, văzându-l pe cuvântul, pe Fecioara o fericim. Deci iată cât de frumos spune. Ceea însă ce trebuie să rămână clar și luminat în mintea noastră este acest lucru. Împlinirea legii face ca Fecioara Maria, după cum și Mântuitorul Iisus Hristos spunea, eu n-am venit să stric legea, ci să o desăvârșesc,
să ia pe prunc în brațe și să ajungă la templu. La templu începe un alt act duhovnicesc neîntâlnit și nepriceput de mintea noastră. Nepriceput și de cei ce nu vor să priceapă și de cei ce nu citesc și de cei ce nu știu. Din lucrarea Duhului Sfânt, acolo era un drept vechi de zile, Simeon. Acest Simeon, în vremea tinerețelor sale, trăise cu vreo 270-250 de ani înainte de Mântuitorul Iisus Hristos, de nașterea lui, în vremea lui Ptolemeu Filadelfo. Pe când 70 de înțelepți s-au gândit să preia scriptura aramaică, ebraică, a limbii vechi și să o traducă în greacă. De ce? După cum bine știm și fără să ne spună prea mulți, și dacă ați mai citit și acea carte care a apărut acum, Secretele Sionului în secolul 20, o să vedeți că chiar ei înșiși, jidanii, nu s-au mulțumit cu faptul că au spus că furându-l au dat bani, dând bani să spună că l-au furat pe Hristos cel înviat. Au mai scris și această carte în care au consemnat că Iisus Hristos ar fi fost unul din lojile masonice speciale ale lor, care a venit doar să intimideze lumea, fiind un incitator și un revoltator a vremurilor de atunci. Deci pentru cei care sunt puțini pregătiți duhovnicește, n-au citit Scriptura, n-au citit Viețile Sfinților, n-au citit Trăirea Duhovnicească și viața și activitatea misianică a Mântuitorului, să ajungă și să-l denigreze și mai departe, spune pe parcursul cărții, zice și Pavel la rândul lui, zice tot un asemenea, zice om de înaltă clasă masonică, zice a venit și s-a prefăcut că este învăluit de o lumină, știind că în felul acesta va putea prosti pe iudei și poporul roman. Ei, ei s-au izbit tocmai de un lucru neobișnuit. S-au izbit de ce? De numărarea timpului. Deci cu Hristos începe anul 1. De ce tocmai cu Hristos și nu cu altă persoană? S-au izbit de ceea ce nu s-așteptau. De ce tocmai Hristos să învie morții și nu altă persoană? De ce tocmai Hristos să-l scoată pe Lazar mort de 4 zile din mormânt, care de acum mirosea și nu altă persoană? Deci, ei când au scris aceste cărți împotriva lui Hristos, care sunt în același timp cu scop și ateu, deci de a converti mintea omului slab în credință și totodată de a-l slăbănoci sufletește, au venit și au arătat și acest, au uitat să arate aceste lucruri, că acest Hristos, acest mesianic Dumnezeu, care în timp de 3 ani, cu chip de rob, cu chip de om, pe pământ, a făcut minuni care nimeni altul nu le-a mai făcut. Și ce spune orbul? Zice, așa minune nu s-a văzut încă vreodată făcută de oameni. Și el, acel orb, care pe vremea aceea era întrebat mereu de cei de la templu, cine mă te-a vindecat? Cum poți tu să vezi? De unde ai primit lumina? Dar ce mă tot iscodiți? Vreți să vă faceți ucenicii lui? Deci iată, îi jignește la modul direct pe farisei, pe cărturași, pe învățătorii legii vechi, care nu le venea să creadă că ei care au legea în mână nu sunt în stare să facă o minune de genul acesta, sau cum spunea într-o altă evanghelie, zice, nu v-ați găsit să faceți minuni decât sâmbăta, știi, parchele tot cursul săptămânii erau făcute în lanț, numai sâmbăta s-a găsit să mai facă una. Deci era acea zaviste și ură drăcească care se înrădăcinase în inima lor. Deci am pus-o aici în față, ca să ne întâlnim cu ea pe viitor imediat. Și în momentul când acest Simeon a trecut la traducerea, deci acel număr de înțelepți, 70 la număr, fiecare probabil erau împărțiți în cete și traduceau, să spunem, câte un capitol, dar 2-3 lucrau pe același capitol, diferit unul de celălalt, ca să vadă dacă ele bat identic și nu cumva se fac erori. Acest Simeon înțelep la minte, în clipa când întâlnește Fecioara va lua în pântece și va naște prunc la capitolul lui Isaia. El zice, cum Fecioara? Zice, poate o femeie tânără sau poate o femeie tăinuită de bărbatul ei, dar Fecioara cum să nască? Rade cu cuțitul, pergamentul acela, acea piele de vițel și scrie cum i s-ar fi interpretat lui bine la minte. Încuie pergamentele și a doua zi găsește șters. La fel a doua zi, la fel a treia zi, dar a treia zi când își punea cuțitul pe pergament să radă, apare în fața lui arhanghelul care îi spune, stai, ce faci? Nu vei gusta moarte până nu vei vedea mântuirea cu ochii, pentru că te-ai îndoit de cele mai presuse ale lui Dumnezeu, de fire. Acest lucru îl întâmpină arhanghelul Gabriel și lui Elisabeta și lui Zaharia. Ce spune Zaharia? Ce semn am eu când femeia mea e bătrână? Ai să rămâi mut până o să se pună numele pruncului. Mai departe,
Plânge Ioachim în munte și se roagă acolo unde dus la turmele, unde avea gospodăria și averile lui. Ana se roagă în grădină și deodată se arată arhanghelul și îi spune, zice, o să nașteți o odrastă pe care o să o dăruiți bisericii. Deci, iată, semne mai presus de mintea omenească, semne mai presus de puterea gânditoare a omului, semne mai presus de puterea noastră de înțelegere sufletească. Că altfel nu s-ar chema taine, le-ar spune Lozinci. Deci taina rămâne în veci taină. Acolo unde mintea nu poate să pătrundă, nu cum spun ateii și materialiștii. Zice, le vine lesne slujitorilor bisericii să spună, crede și nu cerceta. Ba, cercetează până în adâncul tainei. Cercetează și străbate cu mintea și penetrează până unde poate să-ți îngăduie Dumnezeu. De ce? Dincolo de unde îngăduie Dumnezeu, te trezești ca Origen căzut în erezie. Unde mintea ta este luminată de post și de rugăciune, cum arată mai departe opera Sfinților Părinți, sau cum se spune, Mariologia, care este studiu teologic numai cu privire la Fecioara Maria, arată că taina este atât de adâncă și de necuprinsă de mintea omenească, încât și în legănușul sau în cântarea ce s-a cântat și aseară și astăzi când s-a început, nu pricep curată nici îngerii, nici oamenii ce în tine s-a săvârșit. Deci iată ce frumos descriu melozii și psalții acelor cântări făcute în cinstea Maicii Domnului la această sărbătoare și nu cum spun tâmpiță de sectar, zice, a fost o femeie de rând, e soră cu măsa și cu tatăsu. Deci niște săcăiți la minte, niște înguști la creierul mic. De ce? În momentul în care trăim și în viața pe care o parcurgem, Satan aduce atâta război și duce atâta putere drăcească în mintea noastră și atâta dezordine și întunecare sufletească, încât ne face să ne îndoim de persoana noastră însăși. Eu personal am întâlnit om care mi-a spus, Doare, noi avem suflet, părinte, și parcă stau și mă îndoiesc. Nu, domnule, n-ai suflet, ai prostii. Și cu oare avem suflet? Adică zice, până la groapă mai vezi, dar dincolo de groapă, dincolo de groapă, tovarăși, sunt plânsul și rugăciunea lui Iisus, că plânsul stânge focul veșnic și ruga te înalță sus. Zis și făcut, trecând din nou la oile noastre, acest Simeon nu mai murea. Și iată că vine vremea să se nască Mântuitorul Iisus Hristos și el, bătrân și gârbovit de ani, în schimb sănătos cu trupul, în schimb tare cu Duhul, curat cu sufletul, curat cu mintea, puternic cu rugăciunea, venea la templu ca să primească și el binecuvântarea și curățirea de la arhiereu, care aducea stropire de turturele, de sânge de porumbei, de grăsime de animale, de boi, de țap, de tot ce era acolo. Și în clipa când a rânduit Duhul Sfânt ca Fecioara Maria și dreptul Iosif să ducă pe prunc și să-l închine, o rază de lumină, iată iarăși o mică epifanie, trecută cu vederea de mintea noastră slăbănoagă, iată încă o vederea lui Dumnezeu lumii. O rază a Duhului Sfânt lumina de la prunc, cum spune mai departe, până la dreptul Simeon. Că așa spune, zice. Acela aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Și lui îi se vestise de către Duhul că nu va vedea moartea până nu va vedea pe Hristos Domnul. Vedeți din Scriptură, că dacă le spui la sectar că e din afara Scripturii, nu cred. Și din îndemnul Duhului a venit la templu când părinții erau înăuntru și au adus pe prunc să facă pentru el după obiceiul legii. Și l-a primit pe el în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu. Iată ce taină înaltă și puternică, frumos explicată de părintele Arsenie Papacioc. Dacă Dumnezeu dă har, dacă Dumnezeu dă Duhul Sfânt, dacă Dumnezeu dă Fiul, dacă Dumnezeu sfințește pâinea și vinul, eu, preote, tu ce mai faci? Tu ești unealta prin care Duhul Sfânt lucrează, precum un stilou nu poate să-și dovedească valoarea lui dacă nu-i purta de înțelept și să scrie. Duhul Sfânt, la psalm, limba mea este trestea scriitorului ce scrie iscusit. Deci, iată, numai în cazul când instrumentul este folosit cum trebuie, Duhul Sfânt va revărsa acele daruri. Duhul Sfânt nu s-a revărsat prin valuri de lumină, nu s-a revărsat prin valuri de ape, s-a revărsat prin darul oratoric a Sfântului Ioan Gură de Aur, prin darul și teologia lui Grigore Teologul, a lui Atanasie cel Mare, a lui Nicolae al Mirilor Lichei, a lui Spiridon al Temitundei, Chiril și Atanasie al Alexandriei, Nifon al Constantinopolului. Și chiar astăzi citeam, întâmplător de dimineață, un lucru extraordinar de frumos,
Spune că un episcop își părăsise episcopia și se dusese undeva și lucra ca zidar. Și un om curat cu Duhul, deci ce înseamnă Duhul Sfânt ca să lucreze în om, să vedeți cum este, vedea în permanent când el zidea și lucra de la capul lui și până la cer o trâmbă de foc, o trâmbă de lumină. Și s-a apropiat ușor de el și a spus, tu ce fel de om ești? Zice, eu sunt un sărac din cei care îmi duc zilele cu ceea ce vezi, atât mă pricep și atâta fac. No, te leg pe Dumnezeu să-mi spui mie mai mult adevăr. Zice, eu am asupra mea darul Duhului Sfânt, sunt episcop. Dar pentru a nu-mi pierde sufletul și mântuirea, zice, am lăsat legile omenești și vreau să urmez cu Dumnezeu. Și atunci s-a mirat acel stăpân al cetății și a spus, nu aici se cuvine să stai tu. Locul tău este în scaunul vlădicesc, care la noi este gol și să cârmuiești poporul. Deci iată cel ce se smerește cum se înalță. Deci vedeți câtă taină nu ținea strâns de el. Nu-l căpăta cu odoare și cu bani și cu putere, ci l-a primit din darul Duhului Sfânt, descoperit de cine? De un mirean, de un stăpânitor al cetății care văzuse Duhul Sfânt în chip destul de foc deasupra lui. Și mai mult decât atât, mergând mai departe, tot la o istorioară asemenea, ca să vedeți câtă valoare are arhiereul sau preotul în templu când binecuvintează și nu cum spun țăcăniții la minte care au lepădat credința, că zice, a, ce popi, unde scrie? Scrie în Scriptură, dar pentru cei ce vor să vadă. Să spune mai departe, la fel, că Nifon al Constantinopolului, după ce intrase în conflict cu basarabii țării românești, pentru că voreau să facă niște comunii nelegitime între rudenii, și să-și ia, dacă nu mă înșel, a treia sau a patra soție, domnitorul țării și încă rudenie cu el, acesta i-a blestemat și a plecat la Sfântul Munte, exilat din scaun. Și ajungând la Sfântul Munte, n-a spus nimănui că este episcop. S-a îmbrăcat în haine strânțăroase și a luat măgarul și căra lemne din pădure la mănăstire pentru bucătărie, pentru cuhnea mănăstirii. Iar în momentul când urma să fie o priveghere sau ceva sărbătoare înaltă și trebuia să vină episcopul, la vremea când soborul aștepta cu Evanghelia și începea să facă pregătirile de a-l întâmpina, clopotele au început să tragă singure și un glas al lui Dumnezeu s-a auzit din cer. Ieșiți în întâmpinarea episcopului. Venea Nifon cu măgarul încărcat cu sarsanaua cu lemne. Deci iată darul lui Dumnezeu și binecuvântarea Duhului Sfânt. De ce spune că Simeon a binecuvântat pe Dumnezeu? Preotul are putere să-l binecuvinteze pe Dumnezeu pământește. Cum? Prin darul Sfântului Botez. Când tu te botezi și El te binecuvintează și spune, binecuvântat este tot omul ce vine la mântuirea adevărului și vrea să mântuiască totdeauna, acum și purea și în veci, veci, amin. Binecuvintează pâinea și o face însuși trupul lui Hristos și însuși prea scump sângele lui. Binecuvintează pe credincioși și îi spune, Domnul să te binecuvinteze. Deci iată câtă putere are harul și binecuvântarea preotului sau a episcopului în viața noastră duhovnicească. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos, ca să poată legifera o lege nouă, un dar nou și o binecuvântare nouă a iubirii de oameni prin jertfa sa, spune, el a venit odată pentru totdeauna curățind cu sângele lui păcatele noastre și chiar dacă legea pune ca arhierei oameni nevrednici, apostolul Pavel, ei să sfințesc prin ce? Prin darul Duhului Sfânt la hirotonie, cel ce toate cu lipsele împlinești și le desăvârșești cele nedesăvârșite. Și spune că mai departe, dreptul Simeon, după ce ia pe prunc în brațe și recunoaște pe adevăratul Domnul Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos, închipuiți-vă că și Ioan în clipa când îi pune mâna în creștet, spune, iată-mi El Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, Simeon face o prorocie prea luminată și prea înaltă care rămâne peste toate neamurile și peste toate veacurile. Și spune, zice, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Deci atâta de luminat era de Duhul Sfânt dreptul Simeon, încât mesajul Arhanghelului de atunci cu 300 aproape de ani în urmă, care acum îl binecuvânta direct din brațe pruncul pe Simeon, el își cerea iertare pentru greșeala făcută și spune,
pentru că au văzut ochii mei mântuirea ta. Ochii mei au putut să înțeleagă legea darului tău. Ochii mei au putut să te înțeleagă pe tine, adevăratul Dumnezeu, smerit până la chip de om și purtat în brațe de fecioară și purtat în brațe de mine. De ce? Pentru că dreptul Simeon trebuia de acum să-l ducă și să-l închine la Sfânta Sfintelor. La ce? La un altar de piatră stropit cu sânge. Și el era sângele mai presus de toată puterea gânditoare, că era jertfa unică a vieții. Pentru că din voia lui el au poruncit și s-au zidit, el au zis și s-au făcut. Deci, cum spune, ale tale dintr-o ale tale, auzim în Sfânta Liturghie, ție aducem de toate și pentru toate. Deci ce? Avem noi ceva al nostru ce-i dăm lui Dumnezeu? Nu, dintr-a lui Dumnezeu, lui Dumnezeu îi dăm. El ne dă cu ce să-i mulțumim. Ca și un părinte care îi dă unui copil 100 de lei și spune 100, așa era pe vremea aceea, 1 milion. Și îi spune, zice, ia-ți ce vrei, dar să văd ce ai să-mi aduci și mie bun pentru că ți-am dat. Și copilul vine cu o pungă de bomboane sau cu ciocolată și spune, ia mamă sau tată, ei, așa vrea Dumnezeu de la noi, adică din toată binecuvântarea, din mana pământului, din rodul viilor, din binecuvântarea caselor, din binecuvântarea copiilor, să vadă noi ce îi dăm. Și noi putem să-i dăm câte un prunc, cum ați văzut aseară, și să îl dăm slujitor și să-l facă ce călugăr, îi putem da câte o familie credincioasă, o fată și un fecior căsătoriți cu mici, cu viață curată, îi putem da câte o milostenie la un sărac, pentru cât dăm celor mai mici, lui am dat, îi putem da, de exemplu, câte un lucru de preț, să spunem, cum fiecare, unul cumpără un potir, unul un veșmânt, unul o lumânare, unul un sfeșnic și așa mai departe, toate darurile care nu lui Dumnezeu îi folosesc, ci prin acestea el ne binecuvintează că vede că avem dragostea și bunăvoința ca fii față de El. De ce spune că acum slobozește pe robul tău? Orice om moare în păcat dacă este în legea lui Dumnezeu. Este un mesaj pentru toate veacurile. Este un mesaj pentru tot omul. Eu, dacă ar fi să mor în clipa aceasta, nu mi s-ar cădea să spun tot așa, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace. Dacă conștiința ta e fără de păcat, tu poți să mori liniștit. Iar cei, cum arată și Părintele Cleopa în una din cărți, să tem de moarte și au dus viață murdară și au dus viață pângărită, ce se întâmplă? Să spăimântă la moartea lor, vor să fugă, dau un comă, vor să sară de pe pat, se tem de preot. Câte cazuri și iem cazuri neîntâlnite, zice, vai părinte, zice, dar cum să veniți cu Sfintele Taine să-l decepționați, zice, păi dacă vede preotul moare de frică, uite bă prostălău în secolul 20, ce-a înțeles el că e preotul, moare de frică, dar pe dracu când o să-l vadă la judecată, că îl trage în iad și îl ia și îl duce veșnic în foc, atunci moare de bucurie sau moare de sănătate? Gândiți-vă câtă minte slabă și vedeți încă câtă lipsă de înțelepciune și de înțelegere, cred că ar trebui scrise nu filozofii și cărți teologice, ci ar trebui scrise cărți practice din care omul să înțeleagă câtă valoare și binecuvântare poate să primească omul de la preot prin biserică. Câtă binecuvântare primește în casa lui, în sporul lui, în gospodăria lui, în toate ale lui, dar aici este legat de credință. Slobozește pe robul tău în pace, dacă tu ești sincer cu Dumnezeu și Dumnezeu e sincer cu tine. Că foarte mulți s-au decepționat și au căzut din starea aceasta de creștinism autentic, adevărat, și au spus, m-am lămurit și cu biserica. Te-ai lămurit cu tine însuți și cu slăbiciunea ta. Dumnezeu, cum spunea Părintele Cleopa, nu stă în crâșmă, nu stă în șanț, nu stă în bufet, nu stă în casa de desfrânare. Dumnezeu din cerul cel sfânt al Lui privește spre neamul omenesc. Și dacă Dumnezeu este sfânt și curat și biserica este sfântă și curată, indivizii nu pot păta biserica că mlădița ce nu se taie, mai devreme sau mai târziu se aruncă în foc. Secerișul-i mult și secerătorii puțin. Maxim Mărturisitorul spune că secerătorii vor fi îngerii la vremea cuvenită când vor alege drepții și îi vor duce în împărăția lui Dumnezeu și neghina o vor da la foc nestins, pusă în snop să nu strice boabile de grâu. Pentru că dacă ar fi să vină sfârșitul lumii în clipa aceasta, poate Dumnezeu n-ar avea de ajuns suflete încă create și în trupurile zămislite sau care se vor mai zămisli pentru a împlini ceata celor căzuți să poată să aducă sfârșitul pe pământ. Și atunci lasă printre răi și pe cei buni care au nevoie de planul și lucrarea mântuirii lui Dumnezeu. Căci văzură ochii mei mântuirea ta. Ce mai mult decât atât? Mântuirea ta, deci era izbăvirea lui Adam, era izbăvirea lacrimilor Evei, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Deci iată unde dispare egoismul lui Hristos și unde El devine omul universal Dumnezeu.
Deci n-a venit pentru mântuirea lui Israel, ci pentru mântuirea tuturor popoarelor. Deci toate popoarele lumii s-au restaurat în religia creștină în Iisus Hristos, iar celelalte religii despre care se spune și tot se bate apa în piu, că doar tot lui Dumnezeu se închină, aia se închină la draci, Duhul Sfânt în sală. Toți dumnezeii păgânilor sunt draci, iar Domnul Cerul a făcut, fără o sută de explicații. Lumină spre descoperirea neamurilor. De ce spre descoperirea neamurilor? Spre descoperirea neamurilor pentru că foarte multe popoare păgâne au fost încreștinate de cei 12 apostoli urmașii succesori al lui Hristos, pe care i-a lăsat în lume îmbrăcându-i cu putere de sus prin Duhul Sfânt la cinzecime și nu când vrem noi și când ne fată nouă mintea și când ne place nouă și când vrem noi vine Duhul Sfânt și Duhul Sfânt a venit odată pentru totdeauna. Și cum spune Ioan Gură de Aur și Apostolul Pavel, minunile și limbile au încetat. Iar vorbirea și vorbosirea de astăzi în limbi nu este decât o nebuneală. Eu îl pun, cum spune Apostolul Pavel în fapte, îi trag pe casetă ce a vorbosit și apoi îi pun să traducă întregii lumi, să spună ce a însemnat acel. Spune Apostolul Pavel, cine nu prorocește în glasul poporului și cine nu vorbește în limba bisericii, acela nu zidește biserica, citiți în fapte. Ce e aia? Fac acolo ca oamenii stricați de cap și îndrăciți. Aceea nu-i vorbire în limbi. Îi rătăcirea minții de draci teologi și arhiconi care au cuprins mintea slabă, nepregătită teologic și au făcut din ei harcea-parcea. Și spune că un suflet rațional întunecat de duhul ereziei prin mâna satanei nu se mai îndreaptă niciodată. Curvarul și bețivul au toate șansele. Dar ereticul foarte greu. De ce? Pentru că dracul i-a stăpânit sufletul și mintea, partea rațională. De aceea spune că e lumină spre descoperirea neamurilor. Cine vrea să mă cunoască, spune Hristos, să vină după mine. Cine vrea să mă cunoască, să mă urmeze mie. Cine vrea să mă cunoască, să se lepede de sine. Cum te lepezi tu de sine când tu ți iei ideea ta? Cum te lepezi tu de sine când tu faci ascultare de tine? Cum a spus odată cineva, zice, știu că aveți ciudă pe noi, zice, că suntem mai mulți ca voi. Poți să fiți ca nisipul mării, cum a prorocit îngerul lui Avram, zice, și vor fi fiii tăi mai mulți decât nisipul mării. Dar nu sunteți mai mulți decât stelele cerului. Nisipul mării s-a făcut aparaturi speciale și se poate număra, dar stelele cerului nu le-a numărat nimeni. Și acum mă întreb, păcătoșii vor întrece ceata sfinților? Păcătoșii vor întrece puterea lui Dumnezeu? Vor ajunge păcătoșii odată să spargă porțile raiului cu topoare și să intre forțat în rai? Niciodată, heruvim cu sabie de foc păzea Edenul până la ridicarea lui Adam. Iar după Adam, deschizându-se Edenul, stă însuși harul lui Dumnezeu și lumina nu se amestecă cu întunericul. Pot să încerce toți păcătoșii pământului, cum spune Duhul Sfânt la Psalm. Zice, și-au zis să intrăm în jertfelnicul lui Dumnezeu, să stricăm toate praznicile lui pe pământ. Și-au intrat cu săcure, cu topoare în Catisma 11. Și zice, să ne spună nouă cine este lor Domnul. Și Domnul din cer râde de dânsul. De ce? Pentru că puterea lui Dumnezeu nu stă numai în putere, Dumnezeu nu stă numai în cuvânt, Dumnezeu stă în har și în Duhul Sfânt. Într-o clipă Dumnezeu șterge, cum spune lui Petru în grădina Ghetsimani, totul de pe fața pământului, lua vei Duhul tău și se vor sfârși și într-o clipă trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Trăim noi cu impresia că 6 miliarde de păcătoși suntem în stare să ne împotrivim lui Dumnezeu când planeta Pământ e un bob de mac în universul infinit al lui Dumnezeu? Auzi ce spune Isaia, cel ce ai pus Pământul ca pe o nimică înaintea ta. Dar de ce îi dă atenție Pământului? Îi dă Pământului atenție pentru că acolo a fost centru de smerenia lui Dumnezeu coborându-se Fiul pe Pământ. Și a binecuvântat această planetă prin acea sfântă Fecioară Maria, care de fapt este întreaga atracție harica lui Dumnezeu. În pântecele ei s-a coborât și dacă ea a trăit pe pământ și pământul s-a sfințit, ca și pântecele ei. Și de aceea suntem în atenția lui Dumnezeu. Nu confii noi mulți și că avem telemobil sau avioane cu rachetă sol-sol sau nu știu mai ce fel de gaze lacrimogene și învingem noi sfinții. De cerul de foc nu trec decât duhurile curate. Iar de cerul de foc nu trec decât sufletele sfinților. Totul merge la, cum spune acolo, în cântare și minciune nu este, de ce spune lumină spre descoperirea neamurilor, pogorându-te într-o cele mai de jos ale pământului și ai dezlegat porțile iadului și le-ai sfărâmat. Deci cei ce cred că se suie cu mintea lor în sus, de fapt coboară în jos. Și unde coboară? În pântecele iadului.
Și de ce coboară în pântecele iadului? Coboară să-și aducă aminte că și acolo a fost lumina lui Hristos, cum spune această sfântă zi și cea din tâia săptămâni împărăteasă și Doamnă. Este ziua învierii lui Hristos care a biruit întotdeauna pentru totdeauna păcatul. Și spune această noapte de mântuire. De ce îi spune această noapte de mântuire? Sunt 30 de ore în pântecele iadului când Hristos predică Evanghelia la toată făptura, dar nu și pentru neamurile care n-au vrut să-L cunoască și pentru neamurile care n-au vrut să-L știe, ci pentru cei ce se veseleau și alergau cu pași repezi spre lumina cea neapropiată. Habar n-avem de taina învierii și de adâncul ei. Am luat așa, cum sare capra aia îndărătnică, sare țarcul și se dă la rost pomii. Deci învățături după mintea și după voia noastră, crezând că cu asta îl biruim pe Dumnezeu. Uitați ce spune mai departe Scriptura. Zice, acesta este, după ce l-a binecuvântat, bineînțeles, Simeon, pe mamă și pe prunc, a spus, acesta este spre căderea și ridicarea multora. Ați văzut? Este spre căderea și ridicarea multora. Mulți vor cădea prin Iisus Hristos, că apostolul și evanghelist Luca spune foarte concret și categoric. Zice, mulți zic Doamne, Doamne, dar puțini intră în împărăția lui Dumnezeu. Vine apostolul Pavel și ne spune și el la rândul lui, nu minciuni, ci adevăr, tu ești Dumnezeul lui Israel, cel drept ce mântuiești pe cei drepți la inimă. Sau iarăși într-un areș care capitol al facerii din nou spune, tu mântuiești pe cei ce te mărturisesc în adevăr. Păi dacă îl mărturisim în adevăr, nu schimbăm Scriptura. Oare există vreun capitol care trebuie aruncat de aici? Există vreun capitol care nu și-are rostul și-i pus la întâmplare? Nu cred. Și-au luat sectarii câteva capitole și le întind ca pe reguli de circulație, crezând că prin asta denigrează pe Dumnezeu să înșală pe ei înșuși. Că auzi ce spune mai departe. Și peste cine va cădea această piatră, îl va spulbera. Și cine se va împedeca de această piatră, se va sfărâma. Biserica creștină, condusă de minți raționale, s-a izbit de piatra Hristos și s-a rupt în două, la 1054. Și ce-a născut? Două biserici. Una de apus și una de răsărit. Cea de răsărit a rămas cu mormântul lui Hristos și cu Sfânta Lumină. Cea de apus s-a dus cu materialismul și cu Occidentul. Și unde a ajuns? A ajuns că s-a izbit iarăși de altă piatră falsă, piatra satanii. Și ce a făcut? S-a fărâmițat încă o dată în două. S-a făcut protestantismul ăsta, protestanții, și apoi au ieșit mai târziu sectele. Mama tuturor dracilor de pe fața pământului. Ei se supără când le spui, dar de ce ne denigrează? Dar voi ce căutați la noi? Dacă aveți bani, dacă sunteți bogați, dacă nu vă lipsește nimic, ce căutați în această țară săracă? Ce căutați voi la amărâți ăștia care mor de foame? Cine v-a cerut vouă să le dați milă? Cine v-a cerut vouă să le faceți bine, să-i îmbrăcați, să-i învățați? Lăsați-i așa analfabeți cum sunt. Dacă aveți atâtea averi și bogății în țara voastră și aveți atâta știință și cultură, de ce umblați să luați oameni de la noi? Lăsați-i în pace. Așa răi cum sunt ai bisericii, sunt ai noștri, sunt al lui Hristos, cel năcăjit și oropsit care a venit într-un pântece de fecioară, a stat într-un braț de bulendre femeiești și a stat într-o iesle de boi pe un braț de fân. Nu și-a făcut nici palatul docilor venețieni, nu și-a luat nici palatul marilor lagune din Franța sau unde se mai află iarăși palatele acestea împărătești orientale ale vremurilor, ci a venit într-o peșteră unde David se odihnea cu oile vara la umbră. Ce ați căutat la noi? Și ce vă trebuie? De ce veniți să dați cu târnăcopul în piatra Hristos, care este inadmisibil vreodată să fie străpunsă, când ea este mai mult decât diamantul, mai mult decât toate celelalte metale prețioase consemnate de Sfinții Apostoli și de Sfinții Părinți în Împărăția lui Dumnezeu? Un alt lucru despre care Hristos vine și spune este și acesta. El este un semn care va stârni împotriviri. Deci iată ce frumos spune despre Hristos. De ce este un semn care va stârni împotriviri? Felul cum l-au înțeles fiecare pe Hristos este și felul cum se va supăra Dumnezeu pe oameni. Unii l-au înțeles într-un fel rupându-l de Tată. Unii l-au înțeles dezlipindu-l de tot de Tatăl și desconsiderându-l. Unii au spus că este un om.
cu daruri suprafirești. Alții au spus că este o nălucă, alții au spus că este un proroc. Dar Petrul Apostolul ne-a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel viu. Și atunci Hristos, când și-a aflat adevărata identitate din gura oamenilor, bucuros ca om și slugă pentru mântuirea omului, a spus, Petre, adevărat ai răspuns. Nu sânge, nu carne ți-a descoperit aceasta, adică nu materie, ci Duhul te-a luminat. Și pe această piatră voi zidi biserica. Iar biserica mea nu vor birui porțile iadului în veacul veacului. Ei, dacă spune acest lucru, să stăm, fraților, fără frică și cu toată nădejdea, că lumina lui Hristos, cum spune la liturghia înainte sfințită, luminează tuturor. Nu va fi o vreme când vom umbla în întuneric. Noi singuri ne ducem spre întuneric. Noi singuri călcăm în întunericul necredinței, știi cum? Făcând fapte urâte și apoi fiindu-ne rușine să le spovedim. Făcând fapte, cum spune Apostolul Pavel când zice, ce fac în ascuns, rușine este a leșgăi. Și atunci de ce să mai vină la preot să se spovedească? Mai bine leapă de credința și se duc și caută ei pe Duhul Sfânt. Ei sunt un fel de fii risipitori care și-au luat partea de avere. Duh, sănătate, viață, suflet curat, rațional, cuvântător de la Dumnezeu, botez, cununie și toate celelalte taine, deodată le aruncă și caută ceva mai presus de ei. Nu vor fi niciodată decât ceea ce sunt. Și cum spunea Părintele Arsenie Papacioc, nu sunt decât niște cadavre ale bisericii care împuțindu-se lupii sectelor le curăță din pădurea ortodoxiei. Deci vin și le culeg și le adună grămadă pentru mai târziu în buncărul radioactiv al iadului, unde vor arde veșnic nu descompunându-se, ci înnoindu-se precum metalele prețioase în foc, dar în loc să strălucească în lumina lui Hristos, vor străluci în întunericul cel întunecat al satanei și în slujba lui Mamona, pentru că n-au știut pe pământ să-și facă Dumnezei din acest Mamona al nedreptății, spune Scriptura, nu spun eu. Și spune mai departe, și îi spune Fecioare Maria, prin sufletul tău va trece sabie. De ce? În toate tainele pe care Fecioara Maria le-a pătruns cu mintea ei dumnezeiască, de ce spun dumnezeiască? S-a îndumnezeit după har? S-a îndumnezeit după revărsarea lui Dumnezeu în ea? Și cum spune mai departe Sfântul Maxim Mărturisitorul și Grigore de Nisa, în clipa umbririi Duhului Sfânt din Fecioara Maria s-a spălat orice urmă de păcat strămoșesc, înainte ca ea să sufere transformarea trupului stricăcios în cel duhovnicesc, ci deja era într-o lucrare de nestricăciune și Duhul Sfânt a făcut-o nestricată, neîntinată, nepătată, cum citim noi la rugăciunea de la Vecernie, și spune mai departe decât atât, că fiind Maica Vieții, mutatul s-a la viață. Deci într-o adormire lumea nu ai părăsit, mutatul te-ai la viață fiind Maica Vieții. Deci iată de cât har să învrednicește Maica Domnului. Aș vrea să văd și eu o simplă femeie, una din toate religiile lumii, care să aibă același dar, același har și aceeași cinste ca Fecioara Maria. Nu s-a putut, inexistent rămâne, inadmisibil vreodată și adevărat că s-ar putea împlini. De ce? Poate satana să vină la coada veacului și să facă minuni și false minuni, să învie morți și să ne amăgească cu arătări din cer, cum spune, să plângă icoanele, să scoată foc, să facă din paie pâine, spunea Părintele Cleopa, din viță uscată vin, dar nu trebuie să-i credem. Pentru că sunt toate mijloace și metode ocultiste de a stăpâni și de a îmbolnăvi mintea omenească. Și singura șansă de scăpare, cum spune aici, pentru că Hristos a venit ca să descopere gândurile din multe inimi. Vedeți? Singura șansă care ne va face să ne descoperim gândul curat al inimii va fi numai acele inimi și acei creștini, nu știu dacă mulți sau puțini, noi nu suntem în măsură să numărăm lucrul acesta, v-am spus încă o dată, cu predilecție sunt împotriva părerii că sfârșitul lumii trebuie să vină în 2000 sau în 99, în februarie, cum mi-a spus într-o zi o babă, sau în 2001 sau în 2007, pot să vie în 2200, asta nu-i treaba mea sau treaba noastră. Dar cu predilecție știu că numai aceia se vor numi ucenicii lui Hristos, care vor veni în permanentă regularitate și sinceritate la Sfânta Spovedanie și la Sfânta Împărtășanie. Prin acestea veți cunoaște că sunt ucenicii lui Hristos. Prin aceasta veți cunoaște
că ei sunt cu adevărat ucenicii Domnului, după faptele lor ca pomii după roade. Atâta timp cât el nu va fi în biserică, să-ți fie frică de el și să te rogi pentru el că oricând poate cădea sau stă căzut și nu-și dă seama. Atâta timp cât el fuge de sfintele taine, fuge de lumina mântuirii. Atâta timp cât fuge de sfintele taine și de spovedanie și de sfântul potir, cum îmi spunea odată cineva, zice, da, dar eu acum am primit pe Duhul Sfânt, dar când te împărtășai, ce primeai omul? Ce-ți dădea? Păi nu, zice, dar zice, acum îl simt. Păi atunci înseamnă că erai nesimțit când tu te împărtășai cu foc dumnezeiesc și nu simțai că ai luat pe Hristos în gura ta. Păi înseamnă că erai adormit sufletește și mort sufletește dacă luai sânge dumnezeiesc în gura ta și tu nu simțai că Duhul Sfânt lucrează în tine. Să vede că erai un fals. Să vede că erai un farsior, că cineva va spune, zice, dar da, părinte, dar dacă vin mulți și se spovedesc și vă mint, e spre păcatul lor. El ia sfintele taine, dar le ia spre o sândă, de aia să încheie rugăciunea Sfintei Împărtășanii. Să nu fie mie împărtășirea spre o sândă, ci spre tămăduirea trupului și a sufletului, spre iertarea păcatelor și viața de veci. Amin. Deci iată cine poate ierta păcatele. Hristos poate ierta păcatele, Hristos poate șterge păcatele, dar nu la întâmplare, ci prin dezlegarea dată apostolilor, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi, cărora veți dezlega, dezlegate vor fi. Deci iată câtă taină are taina intrării în biserică. Ne arată în primul rând esența că Dumnezeu se smerește până la om și intră sub ascultare de om, de stă în brațele lui Simeon, Dumnezeirea întreagă. Apoi, vine și ne arată nouă rolul binecuvântării, încă o dată v-am spus, a preotului și a arhiereului. Nu există binecuvântare mai înaltă de atât. Așa mai mult decât aceasta, există numai binecuvântarea lui Dumnezeu și aceea s-a întâmplat, ca să nu zic prin viețile sfinților, în mai multe și nenumărate cazuri, când, de exemplu, la Sfântul Marcu Franciscanu, o mână nevăzută îi punea masa și îi binecuvânta pâinea și peștele, iar când vine Serapion să pun două pâini și doi pești din nevăzut. Și când îl întreabă Serapion, dar cum ai ajuns, frate, la asemenea măsură? 30 de ani am mâncat pământ și am băut pământ din apă din mare. Gândiți-vă ce nevoință! Nu cu pastram, nu cu boș, nu cu poșetă, nu cu cojoc de lux, nu cu proboade de aur, nu cu încălțăminți special. Ați văzut? Îl trăgeau draci în jos din peșteră din muntele Francisc să-l înnece în mare. Și iar venea Îngerul lui Dumnezeu și îl salva când se ruga. Și după 30 de ani de nevoință s-a învrednicit să mănânce pâine dumnezească și băutură dumnezească. Dar trebuie să ai lucrare, frate. Trebuie să-L cunoști pe Dumnezeu dacă vrei să ajungi până acolo. Alt caz fericit, Amfilohia, episcopul Iconiei celei mari, care a fost hirotonit de îngeri. Ei, dar și până acolo e măsură înaltă, că arată patericul cum unul s-a trezit noaptea hirotonit în vis de dracul mândriei care îl stăpânea și când s-a dus ziua în altar, fără nicio rușinare, își trântea veșmintele pe el și ăștia, dar stai frate, ce faci? Păi eu sunt hirotonit, ce știți voi? Și l-au pus la post și l-au legat de mâini și de picioare, l-au băgat la beci și i-a dat pâine și apă să-i se coacă mintea. Deci trebuie să cercetăm duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Nu ne trezim așa peste noapte mari predicatori ai Evangheliei lui Hristos și mari tălmăcitori ai Sfintei Scripturi și ne rupem ca oile capii și o luăm noi în direcții diferite. Că acesta s-a pus spre mântuirea neamurilor, spre lumina neamurilor, dar s-a pus și spre căderea și ridicarea multora. Așa spune Evanghelia. Și spune că mai era la templu a treia lucrare duhovnicească care trebuie să fiți atenți la ea și o văduvă cinstită de vreo 84 de ani văduvă era Ana, femeia lui Elcana din neamul lui Asher, fiica lui Fanuel. Vedeți? Nu la întâmplare. Date biografice concrete. Și ce făcea? Stătea și slujea noaptea și ziua în post și rugăciune la templu lui Hristos, la templu legii vechi, la templu lui Solomon. Cum se cheamă lui Hristos? A lui Dumnezeu, pentru că Hristos nu era încă cuvânt întrupat. Dar ce făcea la acest templu? Nu-și căuta starost, cum fac văduvele astăzi.
Când ceva îi se pare că încă mai ține oasele, hai, caută moșneag repede și trezește cu unia a treia, a patra, a noua, a zecea, cât îi pică. Dacă, deci, doamna, să stau părinte singură, că e greu, nu mi-ajunge pensia. Dacă nu-ți ajunge pensia, mănâncă pâine și apă, dar trăiește cinstit și curat, că trupul moare și sufletul se duce în ghenă. Dacă trăiești cinstit și te mulțumești cu o mămăligă rară și cu o lingură de borș din doi cartofi care ai prășit cu mâna ta, nu mor de foame. Și Dumnezeu îți va da de unde tu nu te aștepți. Câte mame și câte văduve n-au fost pe vremea războiului care au crescut câte 7, 8, 9 și 10 copii fără să mai mărite, fără să mai simtă nevoie de bărbat, fără să mai simtă nevoie de a treia, de a patra și de a noua cununie. Iată, Ana vine ca o mărturie a acestei curății și a acestei rânduiele a legii vechi, transmisă ca un mesaj al legii celei noi. Văduvele cinstite sunt podoaba bisericii. Fecioarele cinstite sunt floarea bisericii, iar feciorii sunt crinii țarinii lui Solomon. După ce s-au săvârșit toate de spus, spune mai departe, Fecioara Maria s-a întors cu pruncul în Galileea, în cetatea Nazaret, iar copilul creștea și se întărea cu Duhul, umplându-se de înțelepciune, și Harul lui Dumnezeu era deasupra lui. Deci iată ce frumos mesaj creștin de o mamă ce își duce copilul la biserică în toată vremea și în tot locul, care crește și se întărește cu Duhul și poate să iasă un viitor om de societate sau poate să iasă un adevărat slujitor al lui Dumnezeu printr-o familie curată, prin niște nepoți curați, prin niște copii curați, pentru că nu este dat tuturor, de exemplu, cum spunea Sfântul Vasile cel Mare, nu a tuturor călugăria, nu a tuturor căsătoria, nu a tuturor pustia, nu a tuturor viața de oște, ci fiecare rânduit după harul și voia lui Dumnezeu. Dar ceea ce trebuie să rămână cu deosebită precădere în minte, fraților, este și mereu spun și am să spun până în secolul 21, până vom trece în secolul 23. Trebuie în permanență să avem grijă de acest lucru. Să nu dezbinăm biserica. Să nu o luăm aiurea spre secte, că ne mănâncă satana încă de vii. Să n-alergăm aiurea și să ne lăsăm amăgiți de câteva boatre și umbliți de mâncare aduși de niște țigani din afară, care nu suportă tradiția frumoasă a neamului omenesc, care nu suportă credința creștină și valorile ei. Când vor avea o cuvioasă Paraschiva sau un Calinic de la Cernica sau un Ioan cel Nou de la Suceava, când vor avea un Cleopa Arhimandrit sau un Paisie Olaru sau, cum vă spun de o mie de ori, duhovnicii noștri de la care am învățat atâtea lucruri frumoase, atunci să stăm de vorbă cu ei. Până atunci, ducă-se liniștiți, exact cum spunea poezia lui Eminescu, mulți durare peste vremuri, pe la Dunăre vreun pod. Dar nu voi să vă înspăimânt să făcură până la urmă tot o apă și pământ. Noi n-avem nevoie de nimic de la ei. Să se ducă liniștiți la casa lor, în țara lor, în locurile de baștin ale lor și să lasă acest pământ presărat așa cum l-a găsit Dimitrie Cantemir în scrierile sale. Să putrezească pădurile de oasă de schivnici și de oasă de pusnici, să fie aglomerate mănăstirile de călugări și călugărițe, să se audă neîncetat glasul clopotelor și a Sfintei Liturghii, să se audă neîncetat glasul de toacă și cântările creștine și la fiecare poartă creștinește și frumos ar fi, deși vi se pare un mesaj greu, dar nu-i greu, din două scânduri de stejar și un acoperiș dintr-o bucățică de tablă, să rânduiască tot creștinul, că și așa avem păcate destule, să ne deosebim exact ca pe vremea Sfântului Gheorghe când puneau brăzdiță cu lăstari de răchită să știe unde sunt creștini și urma să îi omoare sau să îi ucidă a doua zi, să punem câte o troiță în grădină de binecuvântare. O cruce din lemn de stejar cu un Hristos din tablă frumos vopsit și pictat de cine știe să-i facă chipul, cu un acoperiș frumos deasupra să nu ploaie, să știe lumea că suntem creștini. Oricine s-ar izbi de acest neam și oricine s-ar izbi de această țară și de această Evanghelie și de această biserică creștină, să știe că are ziduri de nepătruns. Să știe că are arme nu de foc. N-are arme de distrugere în masă, n-are arme de violență și de moarte trupească, ci are arme care știu să apere sufletul de toată invazia aceasta nenorocită, care dă năvală nu la întâmplare, ci în mod voit și la modul cel mai serios. Pentru că în clipa când nu ne vom chema români și ne vom numi sectari, nu o să mai avem nici naționalitate, nu o să mai avem nici istorie, nu o să mai avem nici cultură, nu o să mai avem nici strămoși, nu o să mai avem nici voievoz, nu o să mai avem nici biserici, nu o să mai avem nici chitorii, nici sfinte moaște, nici icoane. O să ne trăzim așa ca o ceată de nebuni, despre care Eminescu spunea să-i împartă țepeș în două cete, în bandiți și în mișei și să-i tragă în țapă pe toți.
Deci trebuie să fim cu mare luare aminte că această piatră Hristos să nu cadă peste noi să ne spulbere sau să ne împedecăm de ea să ne sfărâmăm, ci să dăinuim pururea cu ea și să stăm cu picioarele pe această temelie care este biserica și ori de câte ori ne împărtășim cu Sfintele Taine să fim de temut în fața tuturor celor care ar veni să ne înfrunte pentru moartea sufletească. Amin.